Salutare, prieteni! Zilele trecute la Romexpo în București a avut loc un eveniment politic. Cel a avut în prim plan pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, cel care deschide lista candidaților partidului Mișcarea Populară pentru Parlamentul European. Traian Băsescu a scris pe Facebook faptul că această reuniune i-a adus aminte de atmosfera de la convențiile fostului Partid Democrat, formațiunea pe care a condus o vreme îndelungată. Cum a fost efectiv la București? Aflăm astăzi de la senatorul Cristian Lungu, președintele PMP Cluj. Bună ziua și vreau să vă întreb, cum a fost acolo, în câteva cuvinte? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mi-este destul de greu să vă spun cum era pe timpul vechiului PDL, pentru că în acel moment chiar nu eram în țară, eram plecat în Statele Unite, unde am lucrat și am trăit 16 ani. Dar pot să vă spun că aș descifra acest mesaj sau ceea ce spunea președintele Traian Băsescu în următoarea cheie. Am văzut un discurs extrem de tehnic, extrem de greu de digerat, care a durat peste o oră și în timpul căruia nici măcar o persoană, da, eu n-am văzut măcar o persoană care să plece din sală și pentru o pauză de 5 minute. Președintele Traian Băsescu discuta despre chestiuni extrem de tehnice, despre calea de navigație, da, Dunăre, Rotterdam, multe alte lucruri, despre rachete cu rază medie de acțiune, despre tratate bilaterale între Statele Unite și Rusia, despre scutul de la Deveselu. Și toți cei peste 7.000 de PMP-iști ascultau cu sufletul la gură ceea ce un lider extrem de carismatic ca președintele Băsescu le transmitea în acel discurs. Deci undeva în această cheie aș descifra eu această afirmație, dacă vreți, a președintului Traian Băsescu. Dar cât de consecvent a rămas Traian Băsescu cu marile teme pe care le-a abordat el în perioada în care era președinte al României sau al PD-ului? Haideți să luăm un exemplu. Republica Moldova. Da. Aveți pe pagina mea de Facebook oficială discursul integral al președintului Traian Băsescu de sâmbătă în fața celor peste 7.000 de PMP-iști și momentul în care a rostit cuvântul Basarabia și Unire, realmente au început să se ridice oamenii în picioare și să aplaude, da? Și foarte greu a fost ca să se revină oarecum la ordine inițială a lucrărilor, dacă vreți, pentru că entuziasmul care s-a creat în jurul acestei idei a fost întreținut, bineînțeles, declanșat și după aceea întreținut de președintele Traian Băsescu și acum, desigur, și de președintele actual al PMP, domnul Eugen Tomac. Care este născut în Basarabia. Ucraina de astăzi, Basarabia de atunci și care este, desigur, pe locul 2, care îl urmează pe președintele Traian Băsescu. Traian Băsescu, deci, după cum știți, deschide lista noastră pentru alegerile din 26 mai. Și dumneavoastră sunteți pe lista aceasta și de aceea vreau să vă întreb, în calitate de candidat, dincolo de vorbe frumoase, de discursuri, există proiecte concrete, idei concrete menite să ajute la dezvoltarea relației dintre România și Republica Moldova? Există, pentru că planul nostru, care este, dacă vreți, înglobat în programul politic pentru alegerile europarlamentare, este numit mai multă integrare, mai multă prosperitate. Ce înseamnă asta? Nu doar integrare pentru România. Pentru că președintele Traian Băsescu a susținut de foarte multe ori public că este nevoie de o unire acum făcută cu Republica Moldova pentru că această republică să fie integrată în Uniunea Europeană și a arătat foarte clar că acordul de la Helsinki ne dă pașii, da, aproape ca pe o hartă pe care îi putem urma, pași pe care i-au urmat și cele două Germanii în la începutul anilor 90, când cele două parlamente, da, român și al Republicii Moldova, ar putea vota o asemenea unire, desigur, dacă ne ajută bunul Dumnezeu să avem și o configurație politică pro-europeană în Parlamentul de la Chișinău și nu ar fi nevoie neapărat de un referendum, da, sau de alte demersuri, am putea integra Republica Moldova printr-un simplu vot al celor două parlamente. Bine, când a ocupat Stalin Basarabia, nu s-a ținut niciun referendum. Așa este, bineînțeles. Bineînțeles. Și o asemenea unire, da, ar aduce imediat Republica Moldova sub scutul NATO,
da, de securitate, ceea ce ar garanta securitatea împotriva unei Rusii din ce în ce mai agresive, și sub scutul Uniunii Europene, ceea ce ar garanta prosperitatea pe care Rusia niciodată în istorie nu a oferit-o Republicii Moldova. În acest sens, pași extrem de practici au fost menționați în discursul președintului de sâmbătă. Dânsul a reamintit audienței că el a fost cel care a deschis rădobândirea cetățeniei fiecărui moldovean care a pierdut-o după ce s-a întâmplat în anii 40 în Republica Moldova. Astfel, planul este, planul practic și declarat public este ca cel puțin jumătate de basarabeni să aibă această oportunitate de a fi din nou români și abia atunci și sub presiunea acestora acest vot, eventual vot de unire, de reunire cu România să aibă loc în Parlamentul de la Chișinău. Deci este un pas foarte practic, foarte concret. Acest plan este mai consonant, de exemplu, cu profilul unui șef de stat sau fost șef de stat, însă acum vorbim despre Parlamentul European. Există pași, elemente, idei care să poată să fie puse în practică de eventuali europarlamentari ai PMP pentru a ajuta Moldova să aibă un parcurs european? Domnule, eu mă gândesc la următoarea chestiune. Ce spune dumneavoastră de redeschiderea Comisariatului pentru Extinderea Uniunii Europene și Traian Băsescu să fie comisarul? Ce spune de ideea asta? Foarte, foarte interesantă. Ar fi ceva extraordinar. Vă dați seama că ar putea să negocieze și să gestioneze și problema Balcanilor, unde Balcanilor și Ucrainei. Un Traian Băsescu, da, în calitate de comisar pentru extindere al Uniunii Europene, care să negocieze o eventuală aderare a Ucrainei și, desigur, a Republicii Moldova și, desigur, și a Balcanilor de vest. Ar fi un lucru fantastic. Tehnic vorbind, candidatul pentru postul de comisar european este desemnat de guvern, dar nu se știe niciodată ce se va întâmpla până în toamnă, pentru că am văzut în istorie de foarte multe ori că nu aduce anul ce aduce ceasul. Așa și este. Lucrurile sunt destul de fluide. O altă chestiune destul de importantă pe care președintele a menționat-o sâmbătă este faptul că de când PSD a preluat alături de ALDE guvernarea în România, de 2 ani și 5 luni, acest proces de rădobândire pentru basarabeni a ceea ce au pierdut în anii 40 a încetinit foarte mult. Neacceptabil de mult s-au adăugat niște pași birocratici care nu existau înainte și președintele a cerut în mod public, da, guvernului să readucă acea rată de obținere a cetățeniei române pentru basarabeni înapoi la rata care era pe timpul dânsului ca președinte. Tocmai pentru să facem a putea două precizări tehnice atinge pentru cei care nu cunosc aceste elemente. În cazul românilor din teritorii precum Basarabia sau Bucovina de Nord, ocupate de Rusia Sovietică în 1940, există un proces simplificat de dobândire, de redobândire a cetățeniei române, da, pentru că acei oameni niciodată n-au renunțat în mod voluntar la calitatea de cetățean român. Și atunci, din acest considerent, practic, autoritățile române au decis să simplifice această procedură. Personal, mi-o doresc simplificată și pentru românii din Marea Mureșul, de dincolo de Tisa, care au făcut parte din regatul României până în 1919 și care de asemenea au fost niciodată întrebați dacă vor să renunțe sau nu la cetățenia română. Și al doilea aspect tehnic, chiar dacă nu România va deține un potențial post de comisar european pentru extindere, vreau să vă întreb dacă există posibilitatea de a avea inițiative în calitate de membri ai Parlamentului European pentru a susține un asemenea demers. Extinderea, reluarea procesului de extindere. Din păcate, europarlamentarii, după cum știți, nu au drept de inițiativă legislativă. Dar pot să fie colegislatori. Pot să fie, dar pot să fie și raportor. Este o chestiune mult mai complicată de explicat aici. Președintele Traian Băsescu însă vine... Deci, ok, în momentul în care ești europarlamentar, da, este mai ales la un prim mandat. Da? Dacă, de exemplu, ar fi un europarlamentar cineva care nu are în spate, dacă vreți, experiența
și relațiile astea, networking-ul politic pe care Traian Băsescu l-a realizat în toți acești ani, îți va fi foarte greu să faci asemenea pași uriași. De exemplu, ca să militezi pentru, da, readucerea sau redeschiderea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ei, momentul în care îl pui pe Traian Băsescu în această postură, Traian Băsescu, după cum știți, care vine după 10 ani de relaționare directă din postura de șef de stat cu toată elita politică și nu numai a Uniunii Europene, deja se deschide altfel de oportunități. Da? Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Da? Momentul în care, pentru că unui tânăr politician europarlamentar va fi foarte greu până își clădește, până învață toate mecanismele de acolo, până înțelege cum se fac chiar jocurile de culise. Traian Băsescu, fiind cel mai, dacă vreți, experimentat și cel mai bun, cel mai competent candidat europarlamentar pe care un partid vi-l poate oferi în acest moment, ar putea face astfel de lucruri mult mai ușor și mult mai repede. Pare o ipoteză destul de seducătoare pentru cei care susțin demersul unionist, pentru că PMP este membru în Partidul Popular European și o estimare este primul, realizată. Este primul partid înaintea PNL-ului cu un an de zile membri. E o estimare realizată de Parlamentul European care arată că grupul PP va domina Parlamentul European, va avea undeva la 180 de mandate, următorul grup, cel al socialiștilor, ar avea mai puțin de 150 de mandate și de asemenea toate partidele care sunt membre ale PP își desemnează câte un reprezentant în biroul politic al acestei formațiuni, deci ar fi un cadru de negociere. Apare însă o întrebare, aceeași estimare arată că PMP s-ar situa sub pragul electoral. Acea estimare arată că PMP a fost creditat cu 0 mandate în configurația politică. Sondajele au fost realizate înainte ca Traian Băsescu să-și anunțe candidatura. Asta vreau să vă întreb. Poate să reseteze jocul politic candidatura lui Traian Băsescu? Îmi este foarte greu acum să vă dau cifrele noastre interne, pentru că nu ar fi politic, să spun așa, inteligent. Dar vreau să vă spun că avem 3 sondaje interne. Toată lumea știe că partidele își fac astfel de sondaje. Și am să spun doar un singur lucru. În acest moment ne uităm la mult mai mult decât 2 europarlamentari. Mai mult de atât, chiar nu aș vrea ca să divulg din ceea ce noi am concretizat ca strategie pentru 26 mai, în ce ne privește lista și abordarea și mai ales temele pe care le aducem în atenția publicului. Cel mai bun sondaj o să fie pe 26. Cel mai bun și cel mai corect sondaj va fi pe 26 mai și vă asigur că Partidul Mișcarea Populară va obține peste 2 europarlamentari la aceste alegeri. Bun, revenind la Republica Moldova, o eventuală începere a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar deschide perspectiva de a utiliza cele 7 programe, cele 7 instrumente de preaderare care au fost deja utilizate în cazul Ungariei, Poloniei, României, Cehiei, Slovaciei, Bulgariei, etc. Este vorba de fonduri de tip FARE, ISPA, SAPARD, SAMTID. Credeți că la Chișinău ar putea să apară conjunctura politică menită să asigure un guvern decent care să nu fure acești bani europeni? Este foarte greu, mai ales după ce s-a întâmplat cu primăria Chișinăului anul trecut și după ce s-a întâmplat alegerile parlamentare din Republica Moldova mai recent. Cred că ne uităm în acest moment la posibile alegeri anticipate care să recreioneze puțin scena politică de acolo. Cei 3 poli în acest moment se pare că nu doresc nici unii să meargă într-o alianță cu alții. Este un fel de standstill, este un blocaj în acest moment, un blocaj care, în opinia mea, dă destul de bine pentru polul european, pentru că nu ar pierde la eventuale alegeri anticipate votanți, ci sondajele arată că ar câștiga, pentru că în acest moment acest blocaj este produs de polul mafiot al lui Plahotniuc, după cum știți, care și-a arătat de multe ori slăbiciunea, mai ales prin faptul că nu a reușit, a venit pe locul 3 la alegerile parlamentare de la Chișinău
și ceea ce l-a făcut failibil în ochii votanților la un eventual tur de alegeri anticipate. Rechinii au început să simtă mirosul sângelui. De sânge, atunci automat se reorientează ca peste tot în lume în sfera politicului. Am înțeles, dar în afară de aceste perspective, România ar putea să ajute din calitatea sa de membru al Uniunii Europene și în alt fel Republica Moldova să facă pași mai departe spre Europa? Eu nu aș vrea să fiu adept unor strategii așa șoc sau dure, dar există anumiți pași pe care Uniunea Europeană nu-i poate lua fără votul României. Eu aduc aminte de aderarea Croației, eu aș fi, mă rog, sugerat, domnule, nu votăm pentru aderarea Croației decât dacă ne dați asta, cealaltă și ce ne mai trebuie nou. Bun, acum aderarea Croației deja s-a produs. Corect, dar pe același scenariu cu Macedonia, Muntenegru, Serbia. Putem juca extrem de dur pentru că acești pași nu vor fi veșnici. Ei nu se pot repeta la nesfârșit. Da? În momentul în care se vor integra toate țările din Balcani, nu ne va mai rămâne foarte multă putere de negociere, mai ales din postura noastră ca țară medie spre mică. Da? Și atunci, pentru că Bruxelles nu dorește sau nu are apetență să se uite înspre est, mă refer aici la Republica Moldova, putem forța lucrurile. Eu n-am înțeles de ce în acest moment, momentul în care avem această oportunitate, 6 luni de zile, să ne asumăm cel puțin un proiect de țară pe care să-l promovăm, dacă nu să facem pași concreți și mari spre al finaliza. De ce România condusă de PSD ALDE nici măcar nu amintește despre o eventuală unire sau o eventuală deschidere a dosarelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? De ce face oare lucrul ăsta? Cred că ar trebui să invităm pe reprezentanții acestei coaliții să explice și lucrul invităm acesta. Să vină și să ne vorbească despre perspectiva lor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Aș vrea să rezum la final 3 idei de forță. Traian Băsescu, iată, propus candidat pentru postul de comisar european pentru extindere, PMP cu mai mult de 2 europarlamentari și 3 perspectiva deschiderii procesului de aderare a Uniunii Europene, a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la alergirea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni, ne vedem pe net!